Te salut și îți mulțumesc că ai acceptat invitația. Mulțumesc. Stimați spectatori și spectatoare, mai ales spectatoare, vă prezint pe Irina Bărdiță. Sau Bardița, Bardița, vă rog frumos. scuze, da, cum se scrie Nu. așa se citește, da. Dar Da, că îți dai mulți seama că numele mi-e. vine de la Bărdiță, totuși. Da, dar bunielul meu special, adică tatăl bunielului special a schimbat familia acum vreo 100 și ceva de ani, adică special a schimbat și mulți introduc această ortografie gramaticală, adică ar limbi române și îmi schimonosesc familia, numele și o zic cum ar veni în România, știi, Bărdiță, dar nu, eu sunt Bardița, nu sunt Bărdiță. Fără niciun V, e Bardița. Bardița, da, fără E și fără î. Mai Izviniți, sunt niște care pajalsta. sunt bărdițe. Da. Ei, moldovenii Dar zic cum știi, pot la instrument. Alții zic toporaș. da, dar știi, psihotare, asta oricum nu are nicio relevanță. Zic eu că e bardiță sau că e bardiță, pentru că eu oricum îmi zic bardita, eu n-au limbi, Exact, literal. da. Și depinde de limba omului în care citește, că poate fi te miri cum și încă nu știi ce sens poate să aibă, cum noi ne bucuram. Curaj, te vei, curaj, te vei. Și vine unul din țările Baltice și zice, băi, dar voi știți ce înseamnă curaj în limba noastră? Una dintre țările Baltice. Zice, da, și poate să însemne. Ciurai. Și că se citește ciurai, nu curaj, și înseamnă pișă-te. E absolut cu totul altceva. Ciurai. Irina e Sau plină chiar de da, cum e curaj, iată s-a apucat de pictat și cu icoana aceea Maicii Domnului din spate așa, e cam în ghilimele. s-a prezentat, da, știu că icoanele se fac conform unor canoane. Bine, dar cu pictura ta te-ai prezentat mai ieri la o biserică și le-ai cerut și înoriașelor și preotului, clerului, că erau mai mulți acolo. Le-ai cerut să respecte normele de igienă și regulile impuse în timp de carantină și de situație de urgență și le-ai mai cerut să respecte egalitatea de gen. Înțeleg că te preocupă foarte mult discriminarea femeilor. Vrei să ne spui, pe lângă preocuparea ta de artist plastic, de pictor, te consideri așa cum te-am prezentat eu, activistă de drepturile omului? Da, să știi că e un atu al meu, dar nu știu cum spun, la noi în Republica Moldova cumva ești blamat dacă ești de partea persoanelor care fac din comunitatea LGBT sau dacă ești feministă, cumva chestia asta cu feminismul, adică ceea ce înseamnă egalitate de drepturi în sens că femeile trebuie tratate ca atare la fel ca și bărbații din punct de vedere legislativ, să le se ofere același drept de vot, aceleași locuri de muncă, dacă ele sunt apte să le îndeplinească, același salariu echitabil, da? Să fie și o atitudine destul de respectuoasă. Cumva, când zici că ești feministă în Republica Moldova, deodată se face un preconcept că ea, că tu ești lesbiancă și tu urăști bărbații și cam așa ideea la noi, preconceptul despre feministă. Dar eu, într-adevăr, sunt o persoană care pledează pentru egalitatea de drepturi, pentru că mai sunt și persoane cu necesități speciale. Și unica modalitate prin care eu să-mi arăt revolta față de nedreptățirile pe care le avem în țara noastră și din punct de vedere a societății și a legislativei, asta e arta, evident, că eu nu sunt jurnalistă, nu sunt activistă din punct de vedere ca să ies, nu știu, ca să fac manifestații, știi, influencer sau cum se mai spune noi la modă. Adică eu sunt pictor și eu am viziunile mele din punct de vedere a unui cetățean al acestei țări. Și eu vreau să-mi exprim nemulțumirea sau mulțumirea față de unele chestii. Și făcând această pictură, eu am manifestat în fața bisericii, față de mai multe lucruri, pe lângă faptul că ei ne expun riscul de îmbolnăvire, ceea ce inițial s-a emis un orden, da, știm că s-a emis ordinul, și ei cu toată vehemența au susținut că Dumnezeu ne apără și în biserică nu se întâmplă nimic.
și veniți și pupați icoanele, ceea ce deja este răspândirea microbilor și deja părtășania care din gură în gură transmitând cu aceeași lingurită, de câte ori spune cât de nobil n-ar și metalul și ăla din care e făcut lingurița. Oricum, hai să fim puțin realiști. Dumnezeu știe că este vorba, Dumnezeu îți dă, dar El în torbă nu îți spune. Și existența Dumnezeului, El este oriunde pretutind din natură, în ceea ce ne înconjoară oameni, în suflet, în atitudine, în comportament, în orice, dar nu în niște tipuri cioplite, ceea ce sunt interzise în Biblie și cu mai puțin, cu atât mai mult, constă în faptul că tu să spui riscului pe aproapele tău. Adică tu chemi pe oamenii că numai în biserică Dumnezeu este, numai în biserică voi găsiți rugăciuni, pașe și credința de ceea ce ar trebui să vină la fiecare în parte, particular, da? Din suflet trebuie să vină. Și tu chemi pe om că el să vină să se îmbolnăvească și cunoaștem că și preoți sunt contaminați cu acest coronavirus și câți oameni sunt infectați asta doar oficial. Și în oriași care au fost la mănăstire, la Pociaev și cu da. Alte ocazii. Dar la fel cum există prejudecată despre feminism și e considerat o chestie extremă, că femei frigide care nu poate să-și găsească pereche, când de fapt feminismul, iată, poate fi practicat și de bărbat. Și eu tot mă declar și mă consider feminist pentru că eu pledez pentru drepturile omului, inclusiv al femeii, care nu e așa, tot oameni sunt. Dar cum există această prejudecată despre feminism, există și ideea despre artiști care ar trebui să fie acolo în turnul lor de filde și separați de intrigi politice, de problemele sociale și artiștii cam așa merg, boiem, nu se implică în viața publică, în viața cetății. Tu înțeleg că ești alt fel de artist. Păi da, este chestia asta cu artiștii care nu se implică în viața publică, vine tot din niște preconcepții legate de educația post-sovietică, când guvernanții te plăteau ca tu să pictezi sau să diseni la comandă pentru niște cărți special politice și dacă tu scoteai o vorbă sau ca o scriitor, dacă, de exemplu, mergeai contra sistemului, neapărat te trezeai cu dosar penal și KGB-ul din spatele tău te urmărea. Ar trebui deja să rupem lanțurile astea pentru că dacă noi cumva depășim pe hotarele țării ca să ne ducem să muncim, să câștigăm un ban, trebuie să ne uităm și la partea culturală care se practică în țările europene. Și noi vedem că acolo lumea deja începe să aibă libera exprimare, să spună ceea ce le doare. Nu știu dacă ai văzut o sculptură asta unde un artist o pus pe un perete 140 de perechi de încălțăminte femei instalația asta, da? Un artist turc. El prin arta lui a vrut să aducă la cunoștință că femeile sunt violate, sunt maltratate în familiile turcești, da? Și a avut un impact foarte mare instalația asta, da? Și prin manifestul meu, eu la fel vreau să aduc la cunoștință că biserica, de fapt, doamnează niște chestii sănătoase care trebuie să fie în societate. Egalitate de gen, prin faptul că ea ca femeie dacă are menstruație sau după naștere, ea nu are dreptul să intre în biserică. Sunt unii preoți, sunt unii popi, da, că sunt diferite cu o ierarhie, eu nu mai pricep care este gradul lor, care preot, care pop, părinte, nu știu. Dar sunt unii care, de fapt, spun că da, ok, femeia are dreptul să intre, da? El deja cumva se conformează la schimbările astea ale timpului. Și el spune că da, ok, femeia are dreptul să intre, dar marea majoritate promovează ura și prin discriminare de gen. Și eu ca artist, eu fiind femeie, eu mă simt vizată de lucrul ăsta. Eu nu pot să stau într-o parte, ok, eu ne simt niște tabloașe, niște peisajele, că dă Doamne cineva să le cumpere, că ea că asta este placul oamenilor. Nu, eu în general sunt non-conformistă, pentru că pictura mea în general nu corespunde criteriilor unde e pictura academică a Republica Moldova. Eu mai mult mă orientez spre țările europene, da? Deci pictura mea acolo este mai mult apreciată din punct de vedere și oamenii deja încep din Republica Moldova să tragă atenție și la pictura mea cu alt ochi deja să încep a deschide. E mai greu, mai dificil să-i aduci un public în viața noastră, pentru că la noi sunt deprinși și oamenii se stăie chill, știi?
sunt foarte chicioși. De câte vedem că saloanele de artiști, de obicei, sunt, se duc oamenii care sunt mai restrânși, un public mai restrâns, de obicei, care cunosc mai mult în domeniul artei. Bun, dar ce facem cu cealaltă parte a societății noastre? Care crede că în general să fii artist asta e să, nu știu, să bați câmpii și tu ești din nimic, adică care în general crede că profesia de pictor asta e ceva ușor, care fă un portret și pentru asta el îți plătește, înțelegi? Care e ideea? Nu trebuie să stăm într-o parte doar cu turta noastră deoparte, pentru că eu sunt artist și eu trăiesc cu capul nori. Tu ai tot dreptul să trăiești cu capul nori, pentru că tu de acolo iei inspirația, dar ea vine, fundamentul vine pe pământ, din oameni, din societate care te înconjoară, din probleme, până la urmă vorbim. Apropo de pictura pe care o ai în spate, cu ea ai fost atunci la biserică și tu numești fenomenul, evenimentul acela, îl numești manifest. Vrei să explici, ai făcut pictura asta special pentru acea ieșire la biserică sau aveai din timp cu altă idee și doar ai folosit-o? Că te întrebam, nu riști să rămâi fără ea, să ți-o spargă? Știm că Dumnezeu e mai iertător, dar nu prea te iartă enoriașii și clerul. Când s-a emis ordinul de către guvern, când s-a trezit conducătorul nostru al statului, s-a trezit că deja situația e destul de critică și e necesar să se introducă stare de urgență de pandemie la noi în țară, și a deja emis ordinul ăsta care trebuia să fie aprobat pe data de 11, de 13 martie în guvern, că nimeni să nu facă nici o manifestație culturală ca să nu se grămădească oamenii în masă. Deja a început să iasă pe internet videouri cu un preot care el e destul de activ în mediul online, că biserica nu se conformează acestui regulament și acum ca niciodată este necesar să ne strângem și ne rugăm toți împreună. Adică el, într-un fel, nu susține legislația și este contra niște unui regulament al statului la care tot trebuie să se supună. Și nu am dat seama într-acel moment că, deși, fapt, biserica o să meargă tot pe aceleași dogme vechi care le avea mai înainte și o să prostească oamenii, spunându-i la risc în continuare. Și în decurs de 24 de ore, practic, eu am făcut acest tablou, este făcut exprompt. Eu m-am dus, mi-a cumpărat pânză, mi-a cumpărat așa pânză, joi, am pictat toată noaptea, de joi până vineri seara. Sâmbătă s-a uscat puțin tablou, pentru că el era, nu era uscat în totalitate, el era ud încă. Și m-am dus duminică cu dânsul la protest în fața la biserică, da, deci la manifest am ieșit. Și în urma manifestului, tablou, într-adevăr, a avut ceva de suferit, pentru că unele locuri s-a șters, s-a uzat, oamenii încercau să apropie de tablou, să mi-l iei, chiar o doamnă era foarte agresivă înaintată către mine, dar văzând că este filmată, totuși s-a reținut, dar totuși a îndrăznit să întindă după tablou, știi? Dâra, Și dâra aceea roșie e rezultatul altercațiilor sau așa a fost intenția? care ai în vedere, Firul cela roșu de la mamă la prunc sau e cordonul ombilical? cordon umbilical, Scuzați. pentru că nu, el la tablou în total, nu, eu m-am așteptat că o să fie reacția agresivă, pentru că eu știam cum oamenii Își apără, ei contingentul de consideră că își apără oameni. credința. Da, dar un pic să încurcă religia cu credința, deja să ajunge la fanatism. Vedem după activitatea preotului care a închiriat un aeroplan, cred că în jur la vreo 500 de euro precis costă închirierea unui aeroplan pe zi și am plătit prin prejurul la un oraș, deasupra sfințând locul. Dar până la urmă, da, știi, vorba aceea că nu locul face pe om, dar omul simțește locul, ceva de gen, cred că el a putut asta să demonstreze, eu nu știu, dar cred că de banii care a cheltuit pe tot PR-ul și pe tot circuitul ăsta, putea să fie cu adevărat de folos, cumpărând niște produse alimentare pentru oamenii care sunt pe la casă și nu are cine să-i ajute. Acum, da, voluntarii asta fac, nu știu de ce, tot oamenii săraci care nu au mari venituri. Sau niște
niște mese, niște prânzuri ar fi putut să-i cumpere medicilor care muncesc acum de zor pentru a trata oameni, pacienții bolnavi. Ai informații despre ce s-a întâmplat după asta la biserică? Înțeleg că te-a căutat poliția. Ai fost, ai comunicat cu polițiștii? Am văzut că reporterii deja au filmat după aia, au filmat activitatea, că duminica următoare în continuare s-a ținut slujba, chiar dacă nu s-a ținut în interiorul bisericii, s-a ținut în curtea bisericii și acolo deja în continuare se făcea părtășania și era interzis filmatul reporterilor și adică, într-un fel ei au arătat că se conformează legislației, dar nu. Adică din sursele pe care eu le-am urmărit pe internet, biserica și-a continuat activitatea în continuare fără ca să fie sfidată de legislație. Și polițiștii care au fost chemați acolo făceau pe necunoscutul și scrie cerere o să fie examinată în decurs de 30 de zile. Preotul a scris pe mine și pe jurnaliștii care erau cu mine, da? Deci de la Jucuraș TV, a scris plângeri că noi am fi vandalizat niște automobile ale unor inoriași. Deci pe lângă faptul că ei supun riscului de infectare, oamenii ei mai și depun declarații și acuzații false. Și am fost contactată de către Inspectoratul de Poliție Botanica, domnul Ruslan, pare mi se, nu mai știu cum îl cheam, nu mai țin minte acum precis. Am fost contactată de către dumnealui și m-a rugat să vină să scriu explicații. Eu am zis că eu sunt la autoizolare, pentru că, într-adevăr, după manifest, eu, într-adevăr, am venit în carantină și sunt acasă, n-am mai ieșit din casă, decât doar după strict necesitate, după produse alimentare. Și ar fi fost aiurea, adică să brambura să scriu acum de explicații la niște acuzații false. Eu am făcut tot în cadrul legislativ. Eu nu am instigat pe nimeni la ură și în pofida faptului că noi am fost agresați verbal și amenințați cu agresiune, noi am răspuns destul de calm, destul de decent și destul de binevoitor am fost. Adică nu am fost să strig, să țip sau să vandalizez ceva, adică n-ar fi fost interesul meu sau care ar fi fost atunci scopul manifestului meu dacă m-aș fi dus și aș fi vandalizat ceva. Eu n-am venit să strig acolo sau să zic că biserica e stricați acum toți, că tot pentru că ei ne supune la niște niște dogme vechite, da, și la ură. Eu n-am venit asta să strig, eu am venit doar să sensibilizez oamenii față de un subiect care este destul de actual. Adică nu numai unul, dar mai multe subiecte. Dar ar fi fost Și în n-ar fi fost. spirit biblic, religios, nu? Că un personaj biblic s-a dus și a alungat precupeții din templu și a răsturnat tarabele și a zis că nu faceți bine și a fost lăudat pentru asta, mângâiat pe cap. Deci ar fi fost în spirit biblic. Poți, dacă citești Biblia, poți să înțelegi că nu-i bine să vinzi nimic în biserică. Și deci ar trebui poate cerut socoteală de ce vând ăștia și servicii și produse în biserică, compromițând Da. ideea de spiritualitate. Nu, dar vezi că este George Orwell a referma animalilor, nu știu dacă ai citit fabula asta. Nu, dar e foarte celebră, da. Adică am văzut Și filme, animații de tot felul, dar da. n-am citit, n-am Și avut el are răbdare. acolo o frază foarte interesantă. În general, recomand tuturor să citească această fabulă. Are o frază foarte interesantă. Toate animalele sunt la fel, numai că unele animale sunt mai animale decât animalele celelalte, știi? Și aici tot așa, cineva e cineva, dar cineva nu-i cineva și fiecare își face legea după cum îi cuvine. Da, mă rog, și într-adevăr în Biblie sunt foarte multe exemple care instigă la violență și ură. Ucide pe omul care nu este de acord cu tine și care nu știe ce face acolo și... Anyway, noi nu despre asta, noi nu susținem chestia asta. Și omul este în drept să creadă în ceea ce dorește, dar să nu încurce credința care vine într-adevăr din suflet și cu dogmele religioase, că femeia trebuie să fie inferioară bărbatului, că ea nu are voie să intre, da? Și hai să ne ducem aminte chiar și elementar faptul că
Copiii, chiar și copiii la botez, băieții sunt duși în altar, femeile nu sunt duse în altar. Sau chiar și când vorbim despre chestia asta, că să crești în tine toleranță, trebuie să accepti omul așa cum este, adică să-l iubești aproapele tău, pe lucruri care nu le poți schimba. Dar o mare parte a majorității, dacă tu ești o persoană care este diferită, chiar și din punct de vedere aspectului fizic, deodată mama este învinuită că a făcut ceva păcate în viața ei, de asta este o răsplată pentru păcatele sale, care așa copil bolnav. Și eu personal, deseori m-am confundat cu acel, m-am ciocnit cu astfel de situații, când pseudo-credincioșii în uriașii ai bisericilor, care sunt pentru promovarea dogmelor bisericești, își făceau cruce în fața mea, că ea ca să arată mamă și eu păcătuit e că te are puțin ea ca așa cum ești tu. Adică îți dai seama la ce nivel de educație avem noi conștientizarea asta socială și degeaba noi batem în trubă că trebuie să fim egali și degeaba noi adică nu că e degeaba, eu zic că trebuie Și să trebuie degeaba să scrie în trubă. Biblie, iubește-ți aproapele, că ei nici pe străin, Da. nici pe cel aproape nu-l iubesc, dar îl urăsc, îl detestă și l-ar bate cu pietre, tot cum scrie în Biblie. Exact. Ai fost mediatizat Dublu altfel standard, decât pe știi? Curaj TV, s-a luat interviuri, s-a vorbit despre evenimentul ăsta în presa moldovenească? Da, deci au fost câteva televiziuni care au preluat această noutate și cred că acest subiect îi vizează studenții și au fost destul de sensibili. Au fost câțiva activiști care au preluat noutatea mea și care și-au prins paia în cap pentru asta. Dar vreau să le mulțumesc pentru susținerea. Asta a fost TV8, ProTV și Nata Albot. Ei au mediatizat și deja alți prieteni și activiști care au distribuit acest manifest și vreau să le mulțumesc pentru susținere. Pe lângă faptul că erau foarte mulți hateri, oamenii au început să scrie pe pagină diferite mesaje de ură, că cum ți-ai permis că ești o jăgoasă, că ești un măgar, că ești o măgăriță, cum ți-ai permis să vii în casa Domnului și să blameze. Deci nu să blamezi, că este un cuvânt destul de educat și inteligent ca să poți să-l folosești. Să hulești, cred că da. Da, se hulește în numele Domnului și mai scurt niște chestii de astea foarte populiste și pseudo-religioase au scris, dar au fost oameni care m-au susținut, au încurajat manifestul meu. Iată, asta mă bucur, că sunt oameni luciți la minte. De la mediatizarea asta, nu ai găsit cumpărători eventual la această lucrare din spate sau la alte lucrări ale tale? Nu. Nu, asta a fost scopul meu. N-a Înțeleg. fost Nu, scopul meu nu, mă gândeam așa ca să. efect colateral. Dar ai reușit să expui undeva? Auzeam că ai o expoziție la Alianța Franceză, dar s-a închis exact pe perioada expoziției și nu prea ai public. Deja expoziția de la Alianța Franceză era deschisă în luna ianuarie. A fost sfârșitul lunii februarie, adică pe 30, stai mușca, cum să zic, da. În ianuarie deja era expoziția deschisă și urma să fie ianuarie și martie. Pardon, din februarie în martie. La sfârșitul ianuarie, din februarie în martie acum. Și 2 luni aceste de zile urma să termineze expoziția mea de la Alianța Franceză. Ea a avut loc, vernisajul a avut loc și vernisajul a fost cu generic Unitate prin diversitate, care arată de fapt cât de important este să fim uniți prin diversitatea noastră și fiecare să-și contribuie aportul. Și desigur că subliniez prietenia asta dintre mai multe etnii culturale, da, iată cum de exemplu Franța cu Moldova, și evident că să fac o spargere de stereotipuri cu privință la arta contemporană, adică că toate tablourile trebuie să fie de aceeași dimensiune, să aibă un subiect, o tematică, într-o aceeași palitră de culori. Chestia asta este încă rămas cioasă încă de la saloane, de la noi, de Republica Moldova. Și destul de armonios s-au arătat tablourile, oamenii au fost receptivi. Și deja că din martie, când s-a început toată chestia asta cu pandemia, galeria s-a închis, respectiv cu mai mult de jumătate din luna martie, respectiv a fost privată de atenție. Dar
Da, și asta cam e trist, adică, mă rog, luna martie e frumos când oamenii ies afară și ar fi putut să viziteze, dar, mă rog, noi suntem cu toții acum blocați, pur și simplu. Asta este important să colaborăm unul cu altul, să ne susținem. Vezi că sunt foarte multe campanii acum care s-au inițiat pe mediul online de susținerea producătorilor autohtoni și respectiv că eu înaintez campanie de susținere a artiștilor autohtoni pentru că eu susțin producătorii autohtoni, dar respectiv că am mai vorbit cu câteva persoane și chestia că, ei, mă rog, cine să-ți cumpere am un tablou, pe timp de criză, tare mult le mai trebuiește arta asta. Înțelegi care este gândirea și mentalitatea unor oameni? Bun, tu n-ai să cumpere acum, de exemplu, un tablou, că, de exemplu, e primordial să-ți cumpere un pachet de lapte sau pâine care să te ajute pe perioada pandemiei să treci. Dar gândește-te că acest artist face niște lucrări, niște lucruri, pentru care el primește niște bani și tot îl ajută să supraviețuiască. Adică fiecare are jobul său, cineva este măturător, cineva este lucrător la bancă, cineva este artist și iată, gândește-te tu ce fac acum o mare parte, o categorie destul de mare a populației din Republica Moldova, de artiști, iată, să includem acolo muzicieni, da? Fotografi, pictori, cine mai, regizori, adică o mare parte de oameni care ei interacționau cu alți oameni. Spune-mi, te rog frumos, acum, cine din oamenii ăștia care se revoltă că cui trebuiește arta asta, da? Spune-mi, te rog frumos, ei care au apelat vreodată la un fotograf la nuntă sau că au chemat la cumătrie un tamada sau un muzician, cine din ei, cât din ei cunosc de Shutterstock? Câți din ei o să cumpere o fotografie din mediul online? Sau câți din ei o să plătească pentru un concert live? Spune-mi, te rog frumos. Sau pentru același balet, pentru același teatru? Câți din ei o să achite un acest bilet? Și când se revoltă că din punctul ăsta de vedere, eu chiar nu înțeleg oameni și eu consider că, adică, ce cu ce pot eu să pun aportul, adică să îndemn oamenii să susțină măcar prin promovări, prin susținerea, nici nu știu cât de puțin, să procure ceea ce este posibil de la un artist. Chiar și aceeași fotografie care ți-a plăcut, nu știu, chiar și un cântec să-l plătești acolo. Știi cum era vorba? Și 50 de lei la muzicanță, ai pus pe cont pe PayPal acolo, ai dat un dolar unui om pe live, și el s-a cântat acum la Veter Smoria Dur sau Patareica sau ce mai vrei acolo. Tu ai un cont PayPal sau Patreon, da? Contezi pe donații sau vinzi? Nu, eu n-am contestat pe donații, nu știu, cumva am... Tablourile mele sunt, adică comenzile care le am, oamenii care îmi cumpără picturile mele, n-am apelat la suport din punctul ăsta de vedere de donații, dar dacă cineva s-ar binevoi, asta ar fi foarte bine. Pentru că, într-adevăr, în perioada asta de pandemie, pot să zic că comenzile, într-adevăr, scad din punctul ăsta de vedere. Nu știu. Asta ne afectează pe toți și destul de greu o să ieșim din criza asta economică. Foarte mult contează cum noi o să ne conștientizăm și cum o să ne reeducăm valorile pe care le avem. Știu că și în societățile prospere, deseori artiștii apelează la acte de caritate, la sponsori, la mecena, nu? E un nume propriu, dar care a ajuns un nume pentru o categorie socială de oameni înstăriți care își permit să susțină artiștii, nu? Și își iau eticheta asta de mecena, susținător al artiștilor. Ca să nu revenim la vremurile sovietice, când săracii artiști trebuiau să fie propagandiști în slujba statului și a partidului și atunci nu mai aveau libertate de creație. Nu te-ai gândit la asta și nu ai încă niciun mecena care să te sponsorizeze. N-am avut niciun sponsor din punctul ăsta de vedere, cum la noi este actual expresia că Soros te susține, la noi de obicei tot ce faci tot e Soros, așa în ghilimele, hai să zicem. Munca pe care o depun de obicei este din cont propriu, din eforturile și rezultatele pe care le obțin, asta nu-i datorită faptului că cineva
m-a susținut din punct de vedere financiar sau cineva mi-a făcut trecere într-o altă parte. Deja astea sunt rezultate datorită oamenilor care au apreciat arta mea. Da? Deci au distribuit, au apreciat și au vorbit despre mine. Iată. Dar lucrurile, mare parte, sunt făcute de mine. Adică, mulțumesc oamenilor care m-au îndrumat cu vreun sfat. Iată, eu apreciez chiar și același aport gratuit, nu neapărat financiar, să mă susțină. Dar galeriile acum promovează foarte mult artiștii din mediul online. Chiar și noi, artiștii între noi, acum ne susținem și facem share-uri de picturi, de tablouri. Dacă ai văzut câteva zile, deja eu distribuie picturi ale altor artiști. Deci este așa un trend, acum ne autopromovăm. Reciproc, Sau știi? reciproc, da. Cum Da, e, cum reciproc. exista un flash mob schimb de cărți, adunau oameni în mijlocul localității și unul venea cu o carte, altul cu altă carte, care îi părea interesant, lua alta în loc și la fel și voi. Găsiți alți artiști să-i promovați ca ei la rândul lor să vă promoveze pe voi și să creați Da. curente de, da. Știu că locuiești la marginea Republicii Moldova, la Nistru, dar nu te manifesti deloc ca artist provincial. Văd că ești conectată și la rețele sociale și la trendurile din lume, deci nu ai de gând să emigrezi pentru că te simți buric cu pământul lui oriunde te-ai duce, nu? Nu-s chiar buricul eu pământului. Din Buricul atitudine se pământului. vede că ești înfiptă. Absolut de nu. Eu sunt foarte modestă din punct de vedere, doar că am niște valori care le promovez și am o coloană vertebrală, poate din cauza asta poate se percepe cu totul altfel, diferit. Eu iubesc foarte mult țara mea. În general, iubesc Moldova, iubesc tot ce mă înconjoară. Eu, per general, n-aș dori să plec din țară doar de dragul că undeva să fac bani mai mulți. De asta eu lupt pentru faptul ca să-mi promovez arta. De ce eu lupt ca cumva să reeduc publicul, cumva să aduc o notă de ceva de fresh, de mai prospețime în domeniul artei și încerc să colaborez cu pictori la fel ca mine, care sunt tineri, care încearcă să facă ceva prin munca sa, știi, care sunt autonomi. Stai, te rog frumos, cum mai eu poate să scrii. Da, și încerc să colaborez cu ei. Anume, iată, mi-e foarte interesantă latura aceasta de artiști noi care vin. Da? Oameni care sunt ca o gură de aer în toată peizagistica și în toată natura statică care ne înconjoară. Iată ce aș vrea eu să promovez. Să deschid oamenii cumva la minte. Pentru că, hai să fim serioși, mare majoritate a populației Republicii Moldova este plecată peste hotare. Și atunci când ei revin în țară, de obicei mulți revin cu aiere și conturi, că ia ca psihotare, e așa, că e ca așa, dar noi în Moldova atât de căcat. Mă scuz, te rog frumos, dar tot tu faci parte din Moldova asta. Tu vii în țara asta, încearcă să promovezi ceva frumos. Ai luat niște obiceiuri din altă țară, din Europa, promovează-le prin atitudinea ta, nu aștepta altul ca să vină cu această inițiativă. Și până când încă mai suport, încă mai stau în Moldova, cum s-or derula lucrurile mai departe, eu nu știu. Nu pot să zic care va fi situația. Pentru că eu acum un an de zile am așteptat o expoziție în Franța, 3 luni de zile am așteptat o expoziție în Timișoara, acum la sfârșitul lunii martie și toată pandemia asta într-o lună de zile a anulat toate planurile mele de un an de zile. Eu nu pot acum să fac nici o prognoză pentru sfârșit de an sau vreo eventuală expoziție în altă țară, atâta timp cât noi suntem în autoizolare și cu toată situația asta. Câteodată chestiile se întorc peste cap. De aia. Poate nu s-au anulat, ci doar s-au amânat expozițiile preconizate Asta în din Occident și în luna România. martie, precis că s-a anulat. Când martie deja nu ne-am mai văzut. Asta este deja 100%. Dar ceea ce urmează deja vom vedea. Poate doar s-au anulat. Mulțumesc foarte mult, mi-a fost interesant cu tine. Sper să mai accepți astfel de invitații, de interviuri. Sper că mai ai proiecte de manifeste, nu te întreb care sunt pentru ca să păstrăm suspansul și să nu te Da. aștepte cu jandarmii, cu carabinieri acolo sau cu ienuriașii, cu pietre în sân.
Dar eu am pățit așa Și nu ceva, dar neapărat am vor zis fi că legate pot de să biserică, probabil, discut. nu? Că nu ai singurul adversar biserica. Da, vreau să zic de jandarmi, eu m-am trezit cu așa situație, dar deja o lăsăm pe o altă discuție, că nu o să vorbim despre alte teme. Mulțumesc ție mult pentru invitație și mie mi-a făcut plăcere și sper că informația mea a fost utilă cuiva. Dacă vă place, cum zice Renato Sată, stați un like de la repost. Exact. Și dacă vreți, o găsiți pe Facebook pe Irina Bardița. Să trăiești, să mai pictezi, să mai manifesti și să ne mai dai interviuri. Mulțumesc foarte mult. Seară bună! Mulțumesc mult, o seară bună, Oleg. Pa, pa!